înainte de a merge mai departe, da, vă spun că am acest plic cu rezultatul testului poligraf pe care astăzi Marian l-a efectuat. Marian, între timp, este la urgență la Spitalul Elias pentru că i s-a făcut rău. Ambulanța a venit, l-a luat și au hotărât că e mai bine să meargă să-i facă investigații complete la spital. Înțeleg că acum se pregătește și de o radiografie pentru că ar fi avut ceva probleme în trecut. O să ne spună mai multe colega noastră, Andreea, care se află acolo pe urmele lui. Bună seara, Andreea. Ce ai mai aflat? Bună seara, Mirela. Am fost să discut cu medicii, să mă interesez de starea de sănătate a lui Marian, însă nu am primit foarte multe informații, pentru că medicii mi-au spus că doar rudelor de gradul întâi le pot da detalii despre starea lui de sănătate. M-am discutat în schimb cu Marian prin mesaje, mi-a spus că se pregătește ca medicii să-i facă o radiografie la spate, să vadă dacă are probleme cu plămânii, pentru că el în trecut acuza dureri de spate și de fiecare dată când răcea avea nevoie de îngrijirea medicilor. Mi-a spus că și astăzi îl durea foarte tare în spate, posibil să aibă o pneumonie și să aibă nevoie de îngrijiri suplimentare. Mirela? Îți mulțumesc, Andreea, ne ții la curent, mulțumim foarte mult. Însă, de ce râzi, Veronica? Păi, ce vrei să fac, să plâng? Că a murit. Băi, frate. Nu, Veronica. Dar ce vrei să tânjezi? Bine că n-ai luat și tu pneumonie de la... Bun, Veronica, hai să ne întoarcem. În ce zi s-a născut fata ta? Nu vreți notăm? Ba da. Cel mai ia bine? Ia zi, Mara. Uite, avem aici un clip. Eu scriu aici ca deci, să Veronica, data nașterii fetiței tale, care este? Pe 1 septembrie. Ce an? 2017. Pe 1 septembrie 2007. Ca soacră mea, mamă. Ca soacră mea nu-i pe 2017, e un picuț. Am și pe cineva foarte drag născut pe 1 septembrie, să știi. Dar aș fi început cu altă întrebare. Care? Tu-l cunoști pe Marian din ce an? Când s-a angajat bărbatul. Nu. De când îl cunoști tu? Dar nu spune când s-o era fata în burtă la mine. Eu când ai ajuns la școală, tu de atunci îl cunoști, nu? Da. Ați fost colegi de clasă. Da, deci 5-8. Când tu aveai 10 anișori, când ai ajuns în clasa 5-a, nu? Sau 11? 8 clasă cu el. 8 clase ai făcut. Dar când ai ajuns în clasa... Deci când aveai tu 10 ani, în ce an ești născută tu? Nu, mă, stai-mă un pic. Dacă în 5-8 au fost colegi, ce relevanță are asta? Îl cunoaște din clasa 5-a. Îl cunoaște din clasa 5-a. Okay, a zis că îl cunoaște de... Avea 14 ani când a terminat. Deci de la 10 ani. Hai. Când a început relația asta? Când ați început voi să schimbați mesaje? 2, 3. Câți ani în urmă? Nu am 2. La Soviorele. N-am avut cu el relații. Cum? N-am avut cu el relații. Dar când ai început să schimbi mesaje cu el? Cu telefonul. Știu, aveam telefon de ăsta. Când? Dar nu i-am trimis. Veronica, te întreb când în timp, nu te întreb dacă i-ai trimis sau nu. Acum 3 ani, acum 4, acum câți? Da, când ai început tu cu mama? Măi, Veronica, mă. Da. Măi, e foarte simplu. Ia când vrea face pe proasta, da, eu m-am prins. Da, e foarte simplu. Acum câți ani ai început tu să te vezi cu Marian, să te duci cu el la bârlad? Câți ani în urmă? Un an, doi, trei, câți în urmă? Cam câți ani în urmă? Hai, mă, Veronica, că am înțeles și Viorel întreba. Hai de zi. Câți ani? 1, 2, 3. Dar nu mai țin. Doamne, ne. Spune un an, așa. Spune când te-ai dus tu, acum câtă vreme, te-ai dus tu cu Marian la hotel în Bârlad? Dar de ce îi ceri sfatul lui? Noi vorbim cu tine. Ia vino tu aici pe locul meu. Poate... Băi, Veronica, e foarte simplu. Nu, uite, te întrebăm aici. Acum câtă vreme ai fost tu cu Marian la hotel, acolo, la Bârlad, unde v-ați întâlnit. Prima oară când te-ai văzut. Dar uite-te la mine, nu la Viorel. Cam acum câți ani în urmă? Când? Acum câtă vreme? Știu că sunt curdată. Când? Nu te-am întrebat de câte ori, că nici nu îndrăznesc, nici nu-i treaba mea. Câți ani? De când te-ai angajat tu? Când... Uite-te la mine, te rog. Deci cu un an în urmă. Mă, dacă voi sunteți vorbiți, eu nu sunt proastă. Și nici oamenii de acasă nu sunt proști. Un pic, poate nu-și aduce aminte, poate e săracă, e frică. Păi atunci are tot dreptul ăsta să vină. Poate este frică să răspundă că e teamă că dacă iese din răspunsul ei greșit, că tatăl fetii e Marian. Deci săraca nu știe nici ce să-ți răspundă. Nici acum 2 ani, acum 3 ani, acum cât timp? Un an, că nu... Acum un an, spui tu? Da. Când fata avea deja... Cam în ce lună era afară? Era vară, iarnă, ce era? Era puțin...
De ea. Măi, el n-are de unde să știe. Zii tu când v-ați dus la autobuz. Era vară, era frig, era iarnă. Cum era? El are de unde să știe că era, era frig afară, era toamnă, era îmbrăcat, aveai geacă, aveai decolteu. Cum erai? Îmbrăcată. Deci cam ce să fi fost? Ce lună era afară? Ce anotimp? Era așa frig. Frig era. Da. Primăvară sau toamnă? Sau iarnă? Sau iarnă. Mă, Veronica, nu-ți face nimeni nimic. Noi încercăm să vedem dacă minte Marian, tu înțelegi, dar tu nu ne ajuți dacă nu ne spui când te-ai văzut cu el. Știți că mai tăcea așa pe la începuturi. Și pentru mine spune foarte mult chestia asta. Adică ea adică ascunde niște lucruri? Da, în momentul în care nu răspunde, eu am studiat-o. În momentul în care deci nu tu când răspunde, ești foarte sigură pe tine, ești agresivă. Și cu gura mare. Incisivă. Știi? Nu, eu știu sigur că spun adevărul că nașul a vrut să mă violeze. Eu te-am văzut. Deci tu când erai sigură că nașul a vrut să te violeze, nimic nu-ți stătea în cale. În momentul în care tu minți sau acoperi ceva, începi să faci cu mâinile așa, să te fâstăcești, cauți peste tot să te legi de ceva, cere ajutorul lui Viorel. E foarte simplu. Viorel oricum știe că ai avut o relație cu Marian. Toată lumea știe. Fata s-a născut pe 1 septembrie. Da. Tu spune-mi cam de câte ori te-ai văzut cu Marian până să se nască fata. O singură dată, de când păi s-a angajat el. De două ori. Nu, până să se nască fata. Până să se nască fata. A, până să se nască fata o singură dată. O singură dată. Cu cât timp? Era însărcinată cu fata sau nu? Nu era. Deci nu era însărcinată. Cam cu cât timp? Asta zic, cam când? Dacă fata s-a născut în septembrie 2017, tu te-ai văzut cu Marian când? Cu un an în urmă? Însărcinată fata cu cât vorbea, să mergea în picioare. Numai prima dată, când nu era însărcinată, când te-ai văzut cu Marian. Păi... Când tu te-ai văzut cu Marian înainte să rămâi însărcinată? Deci când te-ai văzut cu el înainte să rămâi însărcinată, ce lună era? Asta nu mă aduc, nu mai știu. Dar te-ai văzut cu el înainte să rămâi însărcinată, nu? Nu eram însărcinată. Nu erai? Nu. Dar te-ai văzut cu el și după ce ai născut? Nu și după ce l-am născut. Dar când te-ai văzut cu el? N-ai zis că fata vorbea? N-ai zis că fata mergea în picioare? Adică, da, fata mergea în picioare, dar nu eram gravidă. Nu erai, mă, că născută asta ești. Asta este insultă la adresa... Dacă fata mergea în picioare, cred că nu mai erai gravidă. Măi, stai-mă un pic. Tu te-ai văzut cu Marian și înainte și după ce ai născut? Nu. După ce am născut. A mai trecut mult timp. Da, și te-ai văzut și când cu el... m-am dus eu la Boldy Kelly, Viorel, i-a dus aminte. Boldy Kelly. Stai-mă un pic. Dacă nu ești niște bubi, spune. Am înțeles, lasă că nu asta mă interesează. Și atunci, nu Veronica, dar stai un pic, mă, stai, mă, că nu-ți face nimeni nimic. Veronica. O lună, deci înainte de a rămâne... Înainte de a rămâne însărcinată, te-ai mai văzut cu Marian? Nu. Păi deci... Nadine Aur n-ai zis că da. Bun. Da, știu. Hai un picuț. Hai că, auzi, îți dai seama, nu e într-o. Nu poți să mergem mai departe. Va spune, va spune la un moment dat. Ideea era și logica mea și noima noastră în povestea asta. Deci unei femei trebuie 40 de săptămâni, da, ca să nască. Sunt ce, noi le spunem 9 luni, nu sunt practic 9 luni, 10 luni, vreo 10 luni. Da. Ea a născut natural, deci vorbim de 40 de săptămâni. Un calcul ar fi că ar fi trebuit să vadă cu el înainte de 1 decembrie. 2016. 2016, exact. Nu știi, te-ai văzut cu el iarna? Dacă era frig? Nu era iarna, era așa... Bătea vântul. Era... Bătea vântul și ploaia și m-am trezit la Sinaia, stimați telespectatori. Mă, Veronica, tu trebuie să înțelegi că noi că încercăm să nimic. Punem cap la cap, nu te punem nimeni la zid. Este viața ta, dar ajută-ne un pic să vedem dacă într-adevăr minte că poate n-are nicio legătură ce spune Marian cu ce s-a întâmplat. Da. Dar tu când ești sigură pe tine, ești foarte... agresivă, repet, în sensul că tu știi sigur și nimeni nu te poate combate. Când nu mai ești sigură, începi să dai din stânga în dreapta. Ce-i suflă, exact. De asta spun că ceva e acolo între voi doi. Apropo de testul lui Viorele, cât poartă ea la pantof, Veronica? 38. E nevastă sa. Dacă nu știe, nu era. Hai să vedem atunci ce spune testul poligraf pe care o să-l facem, o să-l dăm, de fapt, înainte de... în lipsa lui Marian, că el este la urgență. Înainte de voi... Ce ați avut de vorbit? Ce s-a întâmplat? Zii, Viorel. Ea tot îmi spune, eu i-am spus acum, i-am zis, cu cât timp înainte te-ai găsit cu el? Iar nu că tot spune că cu un an în urmă. Eu nu înțeleg nimic aici. Cum cu un an în urmă? Un an în urmă după ce ai născut? Poți să-ți traduc eu, Viorel? Când te-ai dus tu mai la lucru. Am stabilit că s-a văzut cu el de două ori. Tu când te-ai dus? Odată înainte de a fi gravid. Păi tocmai aici știu mai bine. Când mergea copilul. Deci aici când te-ai dus tu, ai lucrat la abator.
Da. Doar atunci? Da. Doar atunci? Da, doar atunci. O singură dată. Păi până acum ați stabilit împreună, tu cu Marian, ați fost de acord cu faptul păi că v-ați văzut de două ori. O singură dată. Păi până acum v-ați văzut de două ori, o lună de zile. Exact. Ai spus că de două ori. Că nu suntem tâmpiți toți, adică nu l-am pe toți de proști, că eu nu mai pot, sunt până aici. Acum ce am pățit? Acum ce? E până la urmă, e problema ta, vrei să spun ceva? Numai că îți bagi joc, s-ar putea să-ți bagi joc cu o perversitate dusă la extrem de bunătatea unui om. Că vrei să spun ceva? Bărbatul e prea bun că te ține. Nu-i treaba mea, e familia voastră. Aici vreau să intervin. Deci cu cât timp înainte și după aia. Deci la aia se dă o întrebări, trebuie să răspunzi. După aia las-o. Deci măcar la una. Măcar la aia de dinainte. De dinainte, aia la prima. Tu nu-ți mai aduci aminte? Nu mai știu. Știu că nu s-a angajat el după ce s-a angajat atunci. Deci doar atunci. Bun, hai să vedem întrebările pe care le-a primit astăzi Marian la testul poligraf și ce spune testul la aceste întrebări. Care, dacă eu mă uit acum la aceste întrebări, ele pot să fie sau nu concludente toate. Dar o să înțelegeți de ce. Pentru că dacă e vorba că 1 decembrie ar fi fost terminul la care cei doi s-au întâlnit, ar putea să fie și sfârșitul lui noiembrie la fel de bine, valabil. Absolut, da. Iar da. Aici este o întrebare dacă ei s-au văzut în decembrie. Dar poate s-au văzut la sfârșitul lui noiembrie și la fel ea să fi rămas însărcinată. Deci e cu dus și întors, da? Însă, prima întrebare pe care a primit-o Marian astăzi la test. Ți-a zis Veronica Stegaru că are grețuri și se simte rău după întâlnirea cu tine? Marian a răspuns da. Testul poligraf spune... Ai spus adevărul. Deci tu i-ai zis lui Marian că ai grețuri și te simți rău. Nu i-am spus deloc. El așa zice. Dacă el așa zice... Da, testul a ieșit că el nu minte. Testul a ieșit că el nu minte. Da. Bun, mai departe. A doua întrebare. Te-ai iubit cu Veronica Stegaru la hotelul din Bârlad în 2017. El a spus în 2017, deci când fata se născuse sau nu se năștea, ba da. El a spus că nu întâi. S-a iubit cu tine în 2017. Că știu că s-a născut fata întâi, septembrie. Da. El zice că în 2017 nu păi s-a a fost tot anul gravidă, practic. A fost ea tot anul gravidă. Hai să vedem ce spune testul poligraf. Ai spus adevărul. Păi băiatul a și spus că s-a întâlnit cu ea și n-au... Da. Te-ai întâlnit cu Veronica Stegaru la hotelul din Bârlad în decembrie 2016. Mai zicem că 1 decembrie ar fi trebuit să fie data, aproximativ, așa zicem. Poți să naști la 39 și la exact. 38. Na. Ce Marian a spus nu. Nu în decembrie 2016, zice el. Testul spune... Ai spus adevărul. Și ultima întrebare... Păi 1 decembrie nu înseamnă decembrie, asta înseamnă zic. Începutul lui decembrie. Poate să însemne și sfârșitul lui noiembrie. Poate să fie și exact. 28 noiembrie. Ai avut mai mult de o întâlnire, deci mai mult de o întâlnire. Viorele, ești atent? S-a atent, spune. Ea zice că s-a întâlnit o singură dată, când erai tu la Vaslui. Noi l-am întrebat, ai avut mai mult de o întâlnire cu Veronica Stegaru la hotelul din Bârlad? El spune da. Și minte. Testul spune... Ai spus adevărul. Deci de câte ori te-ai întâlnit cu el, Veronica? O singură dată. La hotel. Da, o singură dată. El zice că de mai multe ori și-a la hotel. Testul. Și-a minte. Trecut testul. Deci hai să te duci pe mine la test să doamna, vedem. Nu minte deloc. Da. Acum zicem că e la spital. Dar să vreau și eu să-i pun și eu întrebările astea. Da, ce da, întrebări, mă? Câte kilograme a avut aia mică la naștere? Ce înălțime a avut aia mică și cu ce doctor a născut? Deci, Viorele, da, băi, Viorele, băi, Viorele, eu nu cred că tu chiar n-ai înțeles. Mă, Viorel, tatăl copilului nu este ăla care stă cu mama când naște copilul. Poate să fie el, dar nu e obligatoriu. Atunci ar fi are doctorul. Atunci ar putea să fie doctorul. Dacă tu ești la serviciu și n-ajungi când naște nevastă ta, se presupune că doctorul e tatăl copilului? Da, era doctoriță. Nu ia o era doctoriță, mă, frate. Păi, da, da, ai avut anestezist. Băi, Viorele, ascultă-mă un pic. Tatăl copilului e ăla cu care ea a făcut dragoste când a rămas însărcinată, mă. Băi, tu înțelegi? Am înțeles unde vrei să ajungi. Tu ai...
ai înțeles unde vreau să ajung? Dragoste ca Chiori. Nu, mă, tu ai înțeles ce vreau să spun? Da, da, da. Mă, deci el putea să facă dragoste cu ea și să dispară, mă, să nu mai vină niciodată. Dacă ea a rămas însărcinată cu el, ăla-i tatăl copilului tău. Dar câte kilograme a avut aia mică la naștere? Bun, nu mai avem timp astăzi, mai continuăm și mâine de Valentine's Day, că nu-i așa, avem multe să ne spunem. Emilie,